Tehnicianul studenților, Răzvan Bernicu, consideră că punctele puse la bătaie în jocul de sâmbătă vor conta dublu în economia campionatului, ținând cont că CSU Suceava și HC Vaslui s-ar putea reîntâlni în play-out. Contează punctele cu echipele care ne vom întâlni în play-out. Meciurile directe până la urmă. Nu știu, mai campionatul e lung, ați văzut, surprize au fost, după părerea mea vor mai fi, este, nu știu, un campionat poate mai echilibrat ca niciodată. Mihai Sandu, unul dintre coordonatorii echipei sucevene, se așteaptă la un meci de luptă în fața Vasluiului și a îndemnat suporterii să vină în număr cât mai mare la sală. Eu zic că vom avea un meci echilibrat, va fi un meci de luptă. Cum a spus și domnul profesor, ei au un stil de joc asemănător nou, în viteză, rapid, dar eu zic că e timpul nostru acum, e timpul să aducem și noi primele puncte în campionat și am încredere că vom câștiga. Așteptăm un număr cât mai mare de suporteri la sală pentru a ne susține și sper să le facem o bucurie. Tiberiu Popovici speră ca echipa suceveană să nu mai scape victoria în ultimile minute, așa cum s-a întâmplat la unele meciuri din actualul sezon. Va fi un meci foarte dificil, pentru că amândouă echipele avem foarte mare nevoie de puncte și avem și stiluri apropiate de joc, însă noi sperăm să nu mai facem aceleași greșeli pe sfârșit de meci și să pierdem, să muncim tot meciul, să alergăm tot meciul, dar în ultimele minute să se facă diferența. Iar eu personal sper să avem un arbitraj cât mai corect. Jocul dintre CSU Suceava și HC Vaslui va fi condus de brigada buzoiană Georgian Băducu, Răzvan Voicu.